Singurul lucru în care putem fi experți este propria noastră viață. Singurele lucruri pe care le știu sigur sunt acele lecții pe care le-am trăit direct. Îmi cunosc drumul profund și intim. Vorbesc de pe calea mea. Predau din experiența mea. Sper că această călătorie și împărtășire pe care le fac să vă inspire să faceți munca interioară care vă revine. Am citat din Dr. Luke Snievski, coach, terapeut somatic și autorul cărții de succes SomaWise. Eliberează-te de gânduri și reconectează-te cu corpul. Cum putem obține relații hrănitoare în viața noastră și o stare de bine, vom afla de la invitații noștri, Sorin Lucaci, psiholog, și Cristina Bâra, facilitator, Compassionate Inquirer și terapeut somatic. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit și mulțumim mult pentru invitație! Și eu vă mulțumesc tare mult și de-abia aștept să povestim despre SomaWise, despre eveniment, da, că avem și un eveniment frumos și vreau să-mi povestești mai multe despre citatul cu care am deschis prezentarea asta frumoasă. Da, uite, mă bucur că dacă nu mă înșel, cea mai recentă venire a noastră a fost cu Cristina și acum iarăși am revenit și mă bucură foarte mult lucrul ăsta. Aș putea să spun că este caldă. E caldă, da. Dimineața a venit de la tipar, SomaWise, eliberează-te de gânduri, reconectează-te cu corpul, cum spuneai și tu, Luke Snievski. O carte superbă care va fi lansată joi, pe 3 august, la ora 18, la Palatul Cesianu Racoviță din București, într-un cadru cu totul și cu totul special. Este atât de frumos acolo, cum povestea Diana Safta, unul dintre organizatori. Înainte de a începe discuția propriu-zis despre carte și despre abordarea lui Luke, aș vrea să, nu știu, să vin așa cu un gest de gratificație și de gratitudine pentru cei care au făcut posibil venirea lui Luke în București și apariția acestei cărți. Este vorba despre colectivul redacțional al editurii Herald, unde apare cartea, Petronela Rotar, Diana Safta, Monica Măgureanu, Cristina Bâra, care au făcut formarea cu Gabor Mate, Compassionate Inquirer, aceeași formare pe care a făcut-o și Luke Snievski. Și iată, a apărut această carte și aș spune eu acest concept. Pentru că, dincolo de toate, SomaWise este un concept, o abordare de viață, exact cum spuneai și tu, cum să înțelegem ceea ce înseamnă sănătate holistică. Cum să ajungem la starea de bine reconectându-ne cu corpul nostru. Pentru că de cele mai multe ori trăim viața și mai ales în stresul cotidian și anxietățile și așa mai departe, le trăim pe pilot, da, automat, și trebuie să înțelegem de fapt un lucru important. Ce înseamnă să fim deconectați de corpul nostru și ce înseamnă să fim conectați? Și probabil că asta trebuie să înțeleagă și cititorii și telespectatorii, pentru că mulți nu înțeleg. Bun, dar ce înseamnă să fiu conectat? Da, adică ce? Păi eu nu sunt în corpul meu, exact. Adică cum adică? Faptul m-am deconectat? Ești în corpul, da, tău, nu este doar că normal, nu o să fii în corpul altuia, da? Sau să fii fără corp. Da. Dar a fi în corpul tău și a fi conectat cu corpul tău înseamnă să fii conectat și cu stările tale și cu emoțiile tale și cu tot angrenajul acesta psihoemoțional, să vezi exact, să fii, cum să spun eu, să fii prezent. Și noi am mai discutat de foarte multe ori despre acest lucru. Ce înseamnă să fiu prezent? Pentru că degeaba eu sunt cu corpul aici și cu mintea. Și cu mintea sunt ori în trecut, ori în viitor, ori sunt îngrijorat, ori mă gândesc la ce am de făcut și așa mai departe, și de fapt aia înseamnă de fapt un soi de deconectare. Deci cam asta este. Și de aici încolo îi dăm cuvântul ștafeta, da, pentru că ea este invitată special și specialistul nostru. Da. Uite, apropo, să ne povestești despre ce a spus și Sorin, că toate emoțiile astea prin care noi trecem zilnic, da, și tot stresul ăsta își lasă amprenta asupra corpului nostru. Mulți dintre noi le blocăm pe anumite considerente, că nu e bine să, sau că las mai târziu, nu mă ocup de asta acum, că am lucruri mai importante de făcut. Exact. Și, de fapt, cum se manifestă astea în timp, apropo de tot ce nu eliberăm? Uh-huh. Aici am o imagine în minte și îmi vin și câteva vorbe pe care le auzim destul de des sau poate le folosim și noi. Gen, eu când nu mai pot, mai pot puțin, da, no pain, da? No gain, nu, fără durere, da, nu e niciun câștig. Exact. Mai sunt acum, am văzut destul de popularizate acele perfuzii cu vitamine pe care le folosesc oamenii acasă ca să mai poată puțin.
Este foarte frumos că există genul ăsta de servicii. Pe de altă parte, dacă în spate e un burnout, adică corpul meu mi-a dat semnale de mult timp care are nevoie să se odihnească, avem nevoie de pauză, tot ce facem este să acoperim și zicem ok, acum am energie, mai trag puțin, mai trag puțin, și nu întâmplător putem să ajungem la un moment dat să ne îmbolnăvim, să clacăm, sau să fim, știi cum e, da? Nu, să fim, da, la pat și să nu știm ce s-a întâmplat cu noi. Asta pe principiu, dacă noi nu putem să spunem nu, dacă noi nu putem să luăm o pauză, atunci o să facă corpul nostru pentru noi. Și îmi place foarte mult termenul ăsta de Soma Wise cu care a venit Luke, în sensul că noi vorbim de inteligență, da? Avem un IQ, un anumit nivel de inteligență. Avem și inteligență emoțională, EQ. EQ, da? Uh-huh. Putem să ne conectăm la, să simțim emoțiile celorlalți, să putem să fim empatici. Să fim empatici, da, să fim, nu? Și este și această Soma Wise, inteligență corporală. Sau inteligență somatică. Inteligență, da, somatică, da, să putem să ne conectăm la corpul nostru și la emoțiile noastre. Și conecta cu ce spuneam mai devreme, da, eu când nu mai pot, mai pot un pic, ăsta ar fi și un beneficiu a ne conecta la corpul nostru, să ne dăm seama, ok, ce se întâmplă acum, am nevoie de pauză sau... Știi cum e, trebuie să mă duc să dorm acum 2 ore când chiar nu mai pot, sau mai stau acolo la laptop și mai trag un pic de mine, să mai trimit un raport sau cine știe ce mai fac eu. Și mulți dintre noi ajungem să lucrăm noaptea, da, până la 1-2, când deja corpul nostru nu mai poate și simte nevoia să se odihnească, și totuși noi mai apăsăm un pic pe pedala de accelerație pentru că noi așa încă mai putem. Uh-huh. Și mâncăm pe birou, nu? Sau nu ne luăm pauze cum ar trebui. Și nu are cum acest gen de comportament pe termen lung să nu aibă consecințe în viața noastră. Faptul că ne regăsim poate mai irascibil, ne sare capacul, da, da, zic da, așa, tandera, mult, da, mai, ne sare, da, țandăra mult mai ușor. Faptul că relațiile noastre s-au deteriorat cu familia, cei apropiați, cu prietenii noștri, toate acestea sunt semnale, cum că e ca și cum nu trăim viața noastră, doar trecem prin viață, dar nu suntem neapărat prezenți. Da, uite, apropo de un exemplu așa de conectare corporală, este atunci când tu, de exemplu, ești foarte stresat, agitat, vrei să rezolvi tot felul de lucruri, te lovești, nici nu-ți dai seama pe moment că te-ai lovit, că te doare și așa mai departe, și te trezești peste o zi, două, că ai dat mai vânătaia acolo pe corp. Și te uiți și nu știi, mă, dar de unde am eu vânătaia asta, știi? Sau de ce mă doare? Și de-abia atunci realizezi că, bă, m-ai fi lovit acolo o zi, două, dar tu, în momentul ăla, tu, nefiind conectat, nu ți-a păsat, știi? Uh-huh. Apropo de asta, câți nu pățesc chestia asta? Da. Și mai am o metaforă în minte, apropo de cât încercăm noi să reprimăm, să acoperim toate stările noastre. Putem să ne imaginăm că suntem în apă, că tot e sezonul de mers la mare, da? Și avem o minge de volei și încercăm să o ținem, să o apăsăm, să o ținem sub apă. Cam de câtă energie avem noi nevoie să facem asta? Și poate reușim să facem un minut, două, trei, dar la un moment dat tot o să iasă afară și o să iasă puternic, da, nu? Așa este. Cam așa de multe ori noi avem senzația că dacă ne conectăm la noi înșine și ne conectăm cu anumite sentimente, nu o să putem să le facem față. Și cumva încercările noastre de a nu simți ne consumă mult mai multă energie decât a simți pur și simplu. Și ne dăm seama că de fapt emoțiile nu sunt periculoase, că este în regulă să le simțim. Cum ajungem la conectarea asta cu corpul nostru? Prin ce metode putem să facem asta? Aici pot să fie diverse metode. Luke își povestește acolo călătoria lui. El povestește, este foarte vulnerabil și vorbește și despre adicțiile lui și cât de greu era să fie conectat cu el însuși. Și povestește despre tot felul de experiențe pe care le-a avut. Unele pot să fie cu băi cu gheață, da, sau sauna, da, temperaturi așa, extreme, da, da. Pot să fie yoga, un anumit tip de yoga, meditație vipassana, unde a fost 10 zile, te duci într-un loc, nu vorbești cu nimeni. Nu. Da, 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 și renunți la telefon. Renunți la telefon, la scrie și ești doar tu cu gândurile tale. Da, așa. Și povestește despre procesul lui,
cum la început era foarte multă durere în corp, nu? Și mintea care zice nu mai pot, mă dor picioarele, mă dor... Mi-e inconfortabil poziția asta, nu? Mă doare spatele. Da. Până a ajuns la un moment dat, după câteva zile, să treacă de această durere și și-a dat seama și cum corpul, cum s-a relaxat și cum postura i s-a corectat și a ajuns într-o stare de calm, unde și gândurile erau mai puține. Da, uite, apropo de Vipassana, una dintre metode, da, de meditație, sunt mulți care se duc la asemenea retreat-uri, da, de 10-11 zile și pleacă după 2-3 zile, pentru că efectiv, unul, nu pot sta ei cu ei înșiși, da. Da? Sau, nu știu, în meditație au anumite stări sau au anumite, nu știu, emoții puternice, nu le pot face față și spun, gata, nu mai pot, eu plec de aici și nu e pentru mine. Adică e prea mult pentru ei experiența. Sau cum spunea, nu mai știu cine, parcă Diana, la un moment dat, Diana Safta spunea că nu oricine poate să facă meditație. Așa este. Trebuie un ghidaj preliminar ca să poți să facă chestia asta. Uite, citeam în timp ce vorbea Cristina pe coperta 4, apropo de practici și de tehnici. Nemișcarea tăcută prin meditație, mintea învață să se liniștească. Disconfortul conștient, acest disconfort l-aș numi eu termic, adică sauna, temperaturi foarte ridicate versus băile cu gheață, da? E o provocare din punct de vedere o trezire fizic. Postul negru, respirația controlată, oferă multiple căi pentru a ieși dintre barierele convingerilor limitatoare ale minții. Acceptarea radicală de sine presupune depășirea prin compasiune a semințelor suferinței, lucrul cu relațiile. Numai văzându-ne oglindiți în ceilalți, ne putem cunoaște cu adevărat. Și apropo de că vorbeam de diverse practici, într-adevăr, cum spuneați și voi, nu toată lumea poate, asta înseamnă că nu e potrivit pentru toată lumea și e foarte important să fim atenți la lucrul ăsta, da? Atunci când citim ceva, să vedem ce ni se potrivește nouă, că poate nu e recomandat în toate cazurile. Și ce mi-a mai plăcut și perspectiva lui legată de meditație, că de multe ori zicem, dar eu nu pot să meditez. Da, exact. Da? Am încercat și n-am putut am adormit sau, știi, că se mai întâmplă să adormă persoanele. Și ne gândim că pentru a putea să medităm înseamnă să nu ne mai gândim la nimic. Și ca și cum ți-aș spune să nu te gândești la un elefant roz. Și deja l-am văzut, îți dai deja ai o viziune. Știi, și cu cât ne forțăm mai mult să zicem să nu mă gândesc, să n-am niciun gând, să n-am niciun gând. Vin toate gândurile mele. Exact. Da. Și el pornește de la corp. Așa. Îi dau minții ceva de făcut, Bun. O țin ocupată, eventual pot să și număr anumite respirații și în același timp las corpul să se relaxeze. Și poate pot să-mi duc atenția în anumite zone ale corpului meu, am ochii închiși și îmi duc atenția la degetele de la picioare și văd oare ce senzații sunt acolo, dar renunț la presiunea asta pe care o pun asupra mea, cum că eu nu trebuie să mă gândesc la nimic, pentru că atunci o să vină și mai multe gânduri. Așa este și mai știu că în trecut, apropo tot de corp și de ce spune Luke în carte, se vindecau anumite afecțiuni, uite, isteria la femei sau mai știu eu, tot așa prin niște terapii, în ghilimele, aplicate corpului ca să-l trezească un pic, știi? Mai erau tot felul de șocuri, deci trebuia să-i dai un șoc ca să ca să revină, știi, mintea să revină în prezent, să fie atentă la ce se întâmplă, știi? Și din nou, asta depinde de fiecare, care sunt provocările fiecăruia și ce îi se potrivește fiecăruia. Da, pentru anumite persoane a respira mai profund poate să fie foarte activator și dacă nu au pe cineva lângă ei sau nu sunt într-un proces ghidat, atunci este foarte dificil să stea cu senzațiile respective. Și mă gândesc, apropo de toți cei care lucrează cu corpul și aici mă gândesc la oricine, de la atleți, sportivi de performanță, la dansatori, la cei care practică yoga, să ne uităm așa un pic la beneficiile pe termen lung, să ne uităm cum trăiesc oamenii aceia, cât de poate depășesc o anumită vârstă, da? Apropo de longevitate, cum își păstrează vitalitatea, da? Și rămân te uiți la ei și nu-ți dai seama dacă au 60-70 și un pic de ani, adică cât de mult contează lucrul acesta cu corpul și la care noi putem să accesăm cumva starea aceasta dacă mergem și noi mai departe să facem aceste lucruri, nu? Uite, acum mi-a venit în minte, fac o scurtă paranteză. Da. Asta este, te dau pe tine ca exemplu.
Așa? Pentru că știu că organizezi un, da, un da, festival un eveniment. De dans, da, împreună cu soțul ei, cu Dragoș. Da. Cât de important mi se pare, de exemplu, în dans, prezentul, da? Nu doar cu corpul, da? E și mintea și corpul. Totul, da? Pentru că vorbim despre minte, despre corp, despre suflet și toate să fie într-un soi de interdependență. Adică eu sunt acolo și urmez nu doar mecanic niște pași, pentru că am învățat eu. N-o să-ți pasă număr acum, las corpul să simtă. Da. Uite, dansul, iarăși, cum ai spus tu, e un exemplu foarte bun. Da. Și ce mi se pare că mai vorbim aici, vorbim și de disciplină, nu? Da. Mm-hmm. Că poate că te trezești într-o dimineață și nu ești neapărat 100%. Așa ai este. Dansat, dar nu? Da, așa este. Pofta, da, vine mâncând într-un. Da, adică poți să nu ai chef, dar să te duci totuși să faci o anumită, nu, nu știu, mișcare, dansezi sau te duci la gimnastică și așa mai departe, ce mai faci tu, te duci așa fără chef, măi, dar când te aprinzi și nu te mai lasă, știi? Și îți rămâne energia frumoasă în corp, apropo de asta, da? Ideea este să începi. Știi că dacă stăm acasă pe canapea și stăm și ne uităm la televizor și nu facem nimic, e mai greu. Da. Dar hai, fă ceva în stilul ăsta. Da. Prioritizare. Și aici mi-aduc aminte de un exemplu pe care îl dă Luc în carte, în care un profesor le arată elevilor un borcan gol și pune 3 bolovani înăuntru. Și îi întreabă, credeți că mai intră ceva înăuntru? Și ei spun nu. Și profesorul ia niște pietricele, care intră și ele în borcan. Și întreabă, credeți că mai intră ceva înăuntru? Eu zic că mai intră. Și eu zic că nu. Da. Și atunci ia nisip. Sau apă. Și îl pune în apă. Da, și apă. Da? Asta o știu. Eu nu știu, dar imaginez ce poate să intre în borcanul acela. Am auzit-o și văzut-o, dar nu mai știu. Probabil că a preluat-o și așa. Și putem să ne imaginăm că bolovanii ăștia sunt prioritățile noastre. Dacă înăuntru borcanului am deja nisip și pietricele, unde să mai pun bolovanii mei? Corect. Nu? Deci aici e și vorba de prioritizat ce e important pentru noi. Dacă starea noastră de bine e importantă, atunci cum pot să fac să fie asta pe primul loc? Ce pot să fac zilnic? Poate 5 minute, 10 minute, consistență. Nu? Poate n-am chef întotdeauna, dar și 5 minute dacă stau cu mine, tot e ceva decât deloc. Da, pentru că dacă nu facem lucrurile astea, ne scăldăm așa în stările acelea de frustrare, de nemulțumire, de nervozitate. Intrăm iar și aplicăm acea scuză că nu am timp, eu trebuie să fac curat, eu trebuie să fac cumpărături, eu trebuie să am grijă de copii, eu trebuie să mă duc la muncă. Când să am timp să stau 5 minute cu mine? Păi dacă pui un pic hold, da, și lași lucrurile alea, chiar poți să faci. Poți să te duci, să te întinzi în pat, să spui niște căști, să stai 5 minute, să asculti ceva. Adică orice se poate. Dar apropo de prioritizare, că nu vedem uneori lucrurile acestea. Și uite, vreau să vă mai întreb apropo de blândețea față de corpul nostru. Că nu prea știm să fim blânzi cu corpul nostru. Și cum ajungem la starea asta? Și aici e un proces. Și m-aș întoarce la ce ai citit tu acolo pe copertă și spuneai ceva de oglindire, cred. Da. Și aici ajută cumva și comparația. Dacă ar fi prietenul tău cel mai bun lângă tine acum, cum i-ai vorbi? I-ai spune, vai, cum ești, că nu ești în stare de nimic, uite-te cum arăți și așa mai departe. Sau dacă ar fi un copil, cum ai vorbi cu el? Și cumva ai exersat tipul ăsta de discurs, ok, și cum ai putea folosi același discurs atunci când vorbești tu cu tine, da? Gabor Mate dădea un exemplu într-una din cărțile lui despre o doamnă care avea o boală destul de avansată și șura foarte mult corpul. Și a zis, ok, un exercițiu pe care îl făcea era să se ducă în oglindă și să găsească o părticică din corp de care îi plăcea. Și asta poate să fie, nu știu, mă uit la mâna mea și îmi place cum arată mâna, îmi plac degetele. Și aduc puțină recunoștință pentru mâna mea și câte lucruri pot să fac cu mâna. Și poate mâine mă uit la degetele de la picioare și poate poimâine găsesc altceva. Da. E cumva un proces, mai ales dacă suntem dezobișnuiți să fim conectați de noi sau poate corpul n-a fost un loc sigur pentru noi și sau am avut o felul de experiențe. Tot felul de loc. Da. Și ajuns să-ți urăști, corpul. Da. Nu știu, hai să încercăm să dăm exemplu. Uite, un părinte care îi spune copilului, având, nu știu, 10 ani, fetiță sau băiat, nu contează,
care este mai dolofănel, da? Da? Și uite, băi, cât bagi în tine, cât mănânci, cât nu știu ce, umflatule, nu știu cu, exact. Cum se spune, da? Și da, dăm tot felul de epitete și jignești copilul. De seama că acel copil ajuns la o vârstă, să spunem, adultă și arătând într-un anumit fel, ajunge să-și urască corpul. Așa dăm este. Un exemplu. Și femeile la fel, femeile care sunt și mai sensibile la felul în care arată și știți prea bine că față de un bărbat, poate corpul femeii trece prin mai multe transformări, schimbări și transformări, absolut, și da, maternitate. Maternitatea, și, mai ales, da, știm prea bine că multe femei rămân cu niște kilograme după naștere, nu le mai pot da jos, se uită la alte femei care poate au reușit și sunt acum atrase prin ele și ele se gândesc că ce-am făcut eu, ce-am greșit. Și pentru ele este foarte greu să învețe să-și iubească corpul așa cum este în forma asta, să-și-l accepte, da? Și știu cazuri, apropo de uitat în oglindă și astfel de terapii, cât de greu le este unor femei să se uite dezbrăcate la ele în oglindă și să-și accepte felul în care arată corpul, să-și-l iubească, să-și iubească pântecul care a ținut copilul, da? Și să nu se mai gândească că acolo sunt niște colăcei acum sau că nu le vine rochea perfect. Deci e un exercițiu, iată, e transformator, adică dacă accepți așa, știi, să, imaginea nouă, poate fi o eliberare. Da, cumva internalizăm toate lucrurile care ni s-au spus sau ce spune societatea, ce spune lumea și ajungem să credem că noi asta suntem, ne identificăm cu gândurile noastre. E foarte important să încercăm tot felul de practici care să ne ajute să ne deconectăm de gânduri, nu? Pe principiu, nu crede tot ceea ce gândești. Așa este, nu? Uh-huh. Că sunt înșelătoare. Și uite, întreb dacă statul ăsta prin natură mai funcționează, apropo de conectarea asta cu corpul nostru, uh-huh. apropo de, nu știu, mergem acolo la mare, ne mai plimbăm cu piciorușele prin apă, prin pietricele, prin pădure, cu picioarele goale cu prin siguranță, iarbă. Da. Da. Și numai când am imaginea asta și mă imaginez că sunt undeva lângă apă și aud valurile, da, sau da, sunt da, în pădure, da, 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 da. Și simt aerul curat, automat umerii se relaxează. Cum, da, cum te eliberezi. Uh-huh. Și asta ar fi și invitația pentru oamenii care sunt în concediu, poate acum și se uite la noi, să vadă un pic diferența, cum e când sunt în concediu, care e poziția corpului, cum umblă, nu? Cu cât de relaxați sunt umerii, versus atunci când suntem la foc automat și suntem plini de tensiune și încordați. Și că dau atenție unor lucruri pe care, în mod normal, în timpul, să zicem, petrecut acasă sau mai ales cu taskurile pe care le au și job și așa mai departe, nu dau atenție și posibil ca în câteva zile de relaxare să dea atenție, nu știu, faptul că, cum spuneai tu, tu ai fost la mare. Tu trebuie să știi. Eu povestesc din faptul că am fost cu copiii la țară, la munte și atunci pot avem să spun... Avem experiențe diferite. Da. Și noi chiar povesteam înainte de a intra în emisie, ne împărtășeam așa gânduri pe unde am fost și ce am văzut. Uh-huh. Și că până și spuneam eu de... Am dus la Bistrița, la Colibița. A, ce frumos. Fantastic. Acolo. Deci e un aerozonat acolo. Vai, deci nu ne mai săturam, adică încercam și râdeau copiii, nu? Că încercam să, în memorie și pe retină, să rămân cu imaginea aia, știi? Uh-huh, uh-huh. Deci e foarte relaxantă să vezi apă, necuprinsul lacului, exact, și împădurit de jur împrejur. Deci, conectarea cu natura, cum spune și Luc în carte, este extrem de importantă. Noi am mai discutat și mi-aduc aminte, apropo de reconectarea cu natura, de cartea lui Tocopa Turner, de apartenența. Este foarte importantă și reconectarea cu ceilalți prin a avea relații hrănitoare, cum vedeam pe burtieră, și relații sănătoase, dar și reconectarea cu natura este foarte important. Iarăși vorbește el despre niște principii, l-aș spune eu, de bun simț și niște practici de netăgăduit, faptul că vorbește de importanța somnului, cât de importantă este calitatea și îmbunătățirea calității somnului, cât de importantă este o dietă sănătoasă, cât de important este mișcarea și sportul și tot ce a spus Cristina mai devreme, pentru a avea
un stil, un mod de viață sănătos și a te simți conectat atât cu mintea cât și cu corpul tău. Așa este, da. Și uite, mai vreau aliați așa, apropo, ce să facem în fiecare săptămână pentru noi, pentru mintea și corpul nostru, cât putem. Adică unii, da, au abonamente la sală sau pe unde se mai duc, ce cursuri mai au, dar așa, câte puțin pentru noi, ce să facem? Uite, venim de la muncă acasă, ce facem? Pot să spun ce fac eu? Da, vreau. Ok. Pe lângă partea asta de meditație, sau că e important, nu știu, ne-am trezit dimineața și avem obiceiul să ne ducem la telefon. Prima da, dată, da. Nu? Oh, da. Bun să nu poate iei telefonul da. Și intri pe Facebook. Ăla e primul lucru pe care te trezi. Poate încercăm să stăm 5 minute cu noi înșine, fără să atingem telefonul. Sau cel mai bine ar fi să-l punem în altă cameră, da, să da, da. Cu el. Da. Eu fac acum un curs de desen meditativ, Zentangle, și mi-au câteva minute pe zi în care trasez linii. Și la un moment dat, cât o trasez 10-15 minute, intru într-o stare de flow, într-o stare de prezență. Da. Sau mai fac journaling, da? Scriu un jurnal, îmi răspund la anumite întrebări, reflectez un pic, ok, poate ce am simțit astăzi, sau reflectez la o anumită situație anume. Cumva sunt și multe lucruri pe care le putem face singuri, sunt de asemenea și lucruri pe care putem să le facem însoțiți. Și poate că atunci când suntem la început de drum, ar fi bine să avem un ghid la început și apoi să putem să mergem să facem singurei. Și noi singurei. Da, da. Uh-huh. Și uite, apropo de energia grupului, că eu mereu spun că lucrurile sunt mai frumoase dacă te duci unde sunt grupuri, știi? Uh-huh. Și se simt altfel și poți și tu să, să participi, să te conectezi și apropo de, știi, partea asta emoțională, da. Asta e foarte frumos, dacă pot, oamenii pot participa la tot felul de întâlniri, de grup experiențe, workshop-uri. Chiar recomand cu foarte mare căldură și feedback-ul în general e că oamenii au sentimentul ăsta de apartenență, de conectare, nu sunt mai blânzi cu ei înșiși prin faptul că se văd printr-o oglindă, se văd prin reflectați în experiențele celorlalți și au și partea asta de validare când auzi că și ceilalți gândesc ca tine, simt ca tine, parcă nu te mai simți așa singur exclus. Și străin și exclus, nu? Așa. Și asta contribuie foarte mult la, la sentimentul nostru de blândețe interioară. Așa. Uite, aș mai adăuga, e o tehnică a respirației. Pentru că cei mai mulți dintre noi nu suntem conștienți de felul în care respirăm. Pentru că ni se pare așa, e normal, cum ar fi să nu respiri, nu există așa ceva, știi? Deci, respirația este aspectul crucial al vieții. Dacă stăm mai mult de câteva minute, deși e mult câteva minute, normal. Fără a respira, atunci ne dăm seama de fapt de fragilitatea vieții. Felul în care respirăm are de asemenea impact asupra sănătății și longevității noastre. Rezervarea unui timp special pentru a ne conecta cu respirația poate fi un act spiritual, deoarece ne amintește cu umilință de conexiunea pe care o avem cu mediul înconjurător și unul cu celălalt. Da, așa este, să învățăm să ne conectăm și prin respirație. Vă mulțumesc tare mult, dragilor. Noi mulțumim foarte mult. O plăcere ca de fiecare dată să povestim și îți mulțumesc tare mult că uite, ați venit din nou în această formulă și că ai venit și cu această premieră, da? Și așteptăm pe toți, cum spuneam, joi pe 3 august de la ora 18 la Palatul Ceseanu Racoviță, unde Luc, împreună cu Luc, vom lansa cartea și el va da și autograf. Minunat, sună foarte